Hai să folosim, să dăm și altă știre, la care v-ați întrebat, ați folosit aceste instrumente. Mai care a fost pusă pe geam. Da. Păi din ultimele zile. Este... Aia cu... Păi stați un pic. Bine, a fost aia când el era și în vacanță și era și cu... Nu, cea mai tare a fost aia. Care? A fost? Pusă pe geam. Da. Și-au luat-o toți, au mâncat, au păpat din ea toate văcuțele, am zis, face. Văcuțele. Văcuțele. Că site-urile sunt niște văcuțe. Văcuțele. Bun. Până așa. Deci rușii au un consilier, cum ar veni șeful CSAT. Că nu e putin. Se numește Patrușev și care este considerat și un fel de locțiitor al lui. Știrea suna așa. Consilierul cu tare Patrușev a fugit. A fugit. Ăla în China. Păi nu, stai puțin, ascultă știrea cum suna. Da. A fugit în China și ca să se întoarcă de acolo cu ordinul răsturnării lui Putin. Hai să luăm logic, da? Bunul da. Sens. Cum a fugit? A fugit cu avionul. Dacă ai observat toate aceste fake news-uri pentru imbecili, pentru idioți, sunt vagi. Că dacă... Păi cum a fugit? Adică ăla care a redactat știrea din România... A fugit pe jos, a mers cu trenul, a luat-o cu avion. După asta, bunul simț, cum să te duci în China? Dă dracului, în Iran, da? A, după asta a fost știrea cu Xi, care era și mai tare. Aia cu faptul că și-a dat, că a fost dat schimbat, nu, dat jos din funcția. Păi nu, arestat, nu a fost arestat. Dar și de cine? De Partidul Comunist. De Partidul. Păi nu, adică, mă zic, mare de Partidul Comunist orice analfabet, un analfabet zice, bă, care e Partidul Comunist? Partidul Comunist Chinez are 1 miliard de oameni. E adevărat. Bun, da. Alt instrument pe care îl folosiți. Instrumentul pe care îl folosesc eu, în primul rând, în afară de bunul simț și ce spuneați, doamne, este sursa. A, numai, aia care este cea mai importantă. Eu am zis că înaintea sursei, bun, înaintea sursei poate să te puvnească râsul, da, când vezi o ție. Și nu-i dar când e o știre importantă. Uite cum a fost, hai să dăm un exemplu, da, unde era o sursă. Ce spuneau ăștia? Era unul care era ucrainian, dar de fapt când scria rus, dar scria la un ziar din rusesc, dar era până în Letonia sau Lituania. Nu, stai. Deci se folosesc ca surse absolut neverificate și din start. Se spune Moscow Times. Ea este un site rusesc care nu mai e în Rusia de 3 ani. E adevărat. Păi nu. Păi nu-i foarte... Nu, nu, mare, stai puțin. Pentru că banditismul vine că este e prezent... Este că e un site rusesc. Păi da, nu e. Și că ăla spune adevărat. Ăla, Nafta, Meduza. Bun, în afară de sursă care, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă. A, problema... Mai dau, stai, iartă, pot să mai dau un exemplu de sursă. Despre situația din Mariupol, este convocată la CNN, nu Șopron, CNN-ul casă-casă, BBC ăsta, consilierul primarului ucrainean din Mariupol, care consilier e la Kiev de 6 luni. Da. Mare zic că nu primar. Da, ăla a dat multe declarații. Da, dar e la Kiev. Era citat, da. Zice, în Mariupol nu se fac rușii. Nu, da. Acum, dacă tot vorbim pentru cei care ne urmăresc, că nu vorbim doar pentru ziariști, e important și pentru ziariști, pentru oamenii care citesc diferite site-uri, da? Site-uri, pagini de Facebook, pentru că acum și Facebook-ul, sau sunt foarte mulți oameni, milioane, Telegram, zeci Telegram, de milioane, care preiau astfel de știri și le dau pe paginile lor de Facebook. Odată, că eu n-aș avea încredere, niciodată n-am încredere, într-o postare pe Facebook-ul unei lui Ionescu Popescu, care nu are nicio legătură cu meseria de ziarist. 1. 2. Cei mai mulți dintre oameni citesc doar titlul știrii. Nu au niciodată răbdarea să citească până la capăt și oricum dacă citesc până la capăt, nu citesc să vadă care e sursa și nu au habar de ce sursă e. Totdeauna sursa trebuie să fie o sursă importantă. Trebuie să fie un ziar mare, un site mare, o televiziune mare. Care și asumă responsabilitatea. Care și asumă responsabilitatea, dar Telegraf e un ziar mare. Și el... Telegraful britanic era preluat presupunerea nedovedită. Și a dat-o ca atare în Telegraf. Alt instrument pe care îl folosiți în momentul în care vreți să vă dați seama dacă este fake news sau nu. Păi este, cum ți-a spuneam mai înainte, e vorba de... Deci primul este... Nu-i primul sursa. Bunul simț, am zis. Nu, adică bunul simț pentru că asta o are orice cititor. Adam, mai aveți sursa aia cu atunci când au găurit conducta? Că era genială. Surse, nu știu ce, de la... Nu, aia era, aia de la CNN. Aia de la CNN era ceva absolut... Nu,
oficial european, eu că știu pe de rost, da, din domeniul securității, da, care au văzut luni și marți. Luni și marți, văzut, da, da, parcă stăteau pe mal, da. Da, luni și marți ălea. Nave rusești care staționau în zona cu tare, Mării Baltice. Da, sau... Susțin specialiști europeni în situație. Da, 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 ceva, era ceva incredibil. Erau, erau direct, da. Bun. Acum, altă știre despre care a scris la vremea respectivă și care a făcut înconjurul lumii, pentru că a fost, e vorba de un atentat. New York Times a dezvăluit că o parte din guvernul ucrainean, de fapt ucrainienii, au autorizat asasinarea Dariei Dughina. Eu am văzut jurnalul dumneavoastră video de azi noapte, dar vreau să spuneți de ce v-ați îndoit atunci și nu ați spus, pentru că toți ziceau că rușii ar fi pus la cale atentatul, și a spus încă din prima secundă că Dughina a fost omorâtă de ucraineni. Pentru că ținta n-a fost fata, ci el. Adică s-a relatat. El nu s-a urcat în ultimul minut în mașina ei. Pentru că pentru ei, dar erau mai multe explicații logice. Ucrainenii, îi știm din al doilea război mondial, sunt specialiști în din asta, adică n-au mamă, n-au tată. Printre altele, au aruncat în aer în timpul, în 43, un mareșal sovietic, pentru că ei au fost multă vreme colaboratorii nemților, mai răi decât noi. Noi am fost chiar mai de treabă. Și aveau nevoie să, de aveau nevoie de ce? De Dughin, era simbol. Nu ea. Da, se spunea că este eminența cenușie a Kremlinului. El, da, nu, el era ideologul cu tare, cu tare, cu tare. Al doilea rând, au vrut să-și arate mușchii. Că pentru, pot să facă asta. Da, pentru că ei de ceva timp sunt într-o preocupare uriașă de a dovedi că sunt buni și merită bani, dacă au observat. Adică toate exagerate. Adică, bă, foarte bine, mai dați-ne bani că la rândul lor. Americanii au interesul ăsta că trebuie să te duci la poporul american. Și zice, băi, dar n-au făcut nimic. Cum n-au făcut? Iar ei n-aveau cum să, de ce să nu moare pe Dughin. Adică era o... Era simplu. Da. Și acum, dar de ce au făcut americanii asta? De ce au dezvăluit americanii? De ce a apărut în New York Times această informație? Se întâmplă mai multe lucruri, mare lucru. Eu nu vreau să fiu optimist că se termină război. Da? Hai să... Câteva lucruri ciudate. În primul rând, că nimeni, deci New York Times invocă surse oficial, nimeni n-a dezmințit. Normal era ca până acum, foarte important, după ce a apărut că e ziar mare, să iasă departamentul de stat să spună, domnule, noi dezmințim știrile. Da, americanii n-au zis nimic la nivel oficial. Da, la un nivel oficial. În al doilea rând, îl spuneam înainte și la telefon și înainte de emisiune, și uite, mi-a atras atenția Bogdan Iacob, în Politico, care este site-ul nemțesc, foarte, nu, e un european, aportă un articol devastator împotriva Ursulei, pe care o face agent american. Ceva groaznic, adică că ea a fost, că face toate jocurile americane, americanii vorbesc numai cu ea, că ea ia decizii în cazul războiului din Ucraina. Spun ei, nu nemții, nu noi. În cazul războiului din Ucraina, fără să țină cont de celelalte țări. Că e stalinistă, mai țin minte ce am zis. Că e stalinistă, da. Că e adun. Dumneavoastră ați făcut o stalinistă. Nu, da. Păi și uite că confirmă aia, nu eu. Așa. Că are, atenție, nu, că ei nu merg numai cu, că are un afară de biroul ei, undeva unde și dormitor și ăla unde lucrează numai cu consilii, că nu ține cont de comisari. Bun. Asta este iar un semn. Dar mai important, Maristu, că cel mai important este această campanie cu pericolul nuclear.